Isabela Vasileu Scraba, Demnitatea metafizică a narațiunii, Mircea Eliade la Țigănci. Moto. Din nou criză cumplită. Dezastru de pe frontul rusesc s-ar putea transforma într-o catastrofă. Nu mă pot apăra decât gândindu-mă tot mai des la moarte. Mircea Eliade, Jurnal Portughez, 1943. Scrisese Eliade la Cascais în 1945 un articol amintind de beatitudinea de ordin metafizic după suferințele și primejdiile călătorilor inițiatice ale eroilor antichității, Gilgamesh, Hercule, Teseu, etc. Atingerea țintei călătoriei îl face pe orice inițiat care în fapt imită scenariul parcurs de un erou legendar să treacă din zona profană, ireală, în cea sacră, reală. Teme de structură inițiatică ar avea toate operele mari ale literaturii universale. Tema aventurilor, rătăcirilor, greutăților învinse, a luptei cu păcatul sau cu ignoranța, a luptei cu destinul. Ca și la Platon, realitatea nu aparține imediatului lipsit de substanță, trecător, profan. Sensul oricărei existențe umane, scria atașat cultural înainte de a părăsi legația română din Portugalia, este să iasă din irealitate și să dobândească realitatea. Teme inițiatice și teme literare, în volumul Împotriva deznădejdii, București, 1992. Despre povestirea la Țigănci, Mircea Eliade notase în jurnal că cititorii fermecați de ea trebuie să încerce a interpreta mesajul pe care îl ascunde noua specie de realitate prezentată în novelă, nou univers cu legile lui proprii care îi se dezvăluie citind aventura lui Gavrilescu. Jurnal, volumul 1, pagina 586. Orice destin uman este istoric, adică se petrece în zona profană. Dacă omului se întâmplă ceva, acel ceva este de natură irreversibilă și are întotdeauna consecințe, îi spunea academicianul Mircea Eliade lui Petre Cârdu în 1984. Proza descoperă ce este caracteristic ființei umane care vrea să știe ce s-a întâmplat și ce consecințe a avut întâmplarea și să audă cum s-a întâmplat, cum s-au înlănțuit între pătruns evenimentele din zona profană și din zona sacră. Ibidem. Într-o după-amiază toridă, personajul Gavrilescu, silit aș întrerupe călătoria spre casă pentru că a uitat servieta cu note la o elevă de-a sa, dă semne că ar fi suferit un atac cerebral. Arșița aceea teribilă l-a lovit în creștet ca o sabie amuțindu-l. Muribundul are un vis întretăiat cu amintiri, cu alte visuri suprapuse și chiar cu un coșmar în care se percepe în bordeiul țigăncilor gol, înfășurat și totodată sufocat într-o draperie ca într-un giulgiu. Reîmbrăcat de ființe de acolo, părăsește locul pe care îl putem imagina ca tărâmul tinereții fără de bătrânețe, o lume paralelă tărâmului profan, în care profesorul de pian ar fi zăpovit 12 ani, cu impresia pregnantă că n-au trecut decât câteva ore de rătăciri în necunoscutele labirintul are de ocheatului stabiliment. Reveriile descinderii în acea lume paralelă au în comun jinduita umbră. Cu toate acestea, intrarea în labirintul grădinii țigăncilor nu îl depărtează prea mult de zona profană. Întrepătrunderea celor două zone este semnalată fie prin insuportabila căldura amiezii, ajungând pe alocuri în labirint, fie prin reprizele de somn de amețeală cu eclipsarea lucidității, fie prin ratarea asociațiilor de idei care l-ar fi dus la ghicirea corectă. Trupul gol încriptează frumusețea și goliciunea statuilor grecești, voalul evreicii prin care se întrezărea tot,
existând totuși un voal, trimite la Vechiul Testament, fusta lungă și vișinie o deconspiră pe țigang. În Iureșul Horei, în care îl învârtesc cele trei tinere, se împletesc și amintiri din tinerețea petrecută în Germania. Ele par decupate din filmul vieții, de care povestesc cei întorși din moarte. Într-o secvență, pianistul se vede de-a dreptul ieșit de la țigănci în arșița străzii, reurcat în tramvai cu monede scoase din uz și coborât spre a ajunge la locul ultimii lecții de pian, la propria casă, care nu mai este a lui, și la cârciumarul care nu-l mai recunoaște. Întoarcerea pe tărâmul tinereții fără de pătrânețe îl răsplătește cu bucuria nesperată a împlinirii unicei sale iubiri, căci în grădina paradisiacă răcoroasă a bordeiului se reîntâlnește cu Hildegard, marea sa iubire, rămasă la fel de tânără și de frumoasă ca în urmă cu vreo 30 de ani. Într-una din înregistrările domnului Manuel Almendro, poate aceea începută cu un citat din volumul Șamanismul de Iliade, psihologul și literatul pasionat de șamanism spusese că n-a întâlnit în multele lui călătorii decât trei șamani foarte buni. Unul dintre ei îi mărturisise că nu știe când se află pe tărâmul acesta, în spațiu profan, sau pe celălalt tărâm. Numai un sfânt, scrisese Iliade în noaptea de sânziene cu referire la Sfântul Arsenie Boca, personajul Anisie, poate trăi în timp și în afara timpului, în eternitate, o existență plenară. Toți oamenii ar avea nostalgia unei asemenea existențe rotunde, fără rupturi. Spaniolul Almendro mai remarcase asemănarea dintre drumul inițiatic parcurs de Sfântul Ioan al Crucii sau de orice alt mistic creștin și inițierea șamanilor autentici. Exact în deschiderea tratatului despre șamanism, Mircea Eliade accentuase părerea sa proprie, după care ascensiunea celestă ar fi un fenomen originar. Zborul dincolo de spațiu profan nu este exclusiv șamanic, ci aparține omului ca atare în integritatea sa, nu doar ca făptură istorică, mărturie ne stau visele de urcare la cer, halucinațiile și imaginile ascensionale pe care le întâlnim peste tot în lume, în afara oricărei condiționări, fie ea de ordin istoric sau de altă natură. Vezi prefața din 1951 al lui Eliade la volumul Șamanism. Spre a ajunge la semnificația viselor, miturilor și nostalgiilor având ca temă centrală ascensiunea sau zborul, explicația psihologică ar fi insuficientă, întrucât rămâne întotdeauna un nucleu ireductibil și acest nu știu ce ireductibil ne dezvăluie probabil adevărata situație a omului în cosmos. Situație care, o vom repeta mereu, nu este doar istorică. Vezi Mircea Eliade, Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului, Paris Payot, 1951. Ideea că experiența extatică poate fi privită ca fenomen originar în accepțiunea lui Blaga l-a entuziasmat și pe teologul catolic Henri de Lubac la citirea tratatului Eliadesc. Vezi Cahier de Lern, Mircea Eliade, Paris, 1978. Încă de la primele romane publicate de Mircea Eliade în Regatul României, s-a scris despre el că în domeniul epicii românești este piatră de hotar. Recenzând secretul doctorului Honigberger, Octav Șuluțiu observase că expunerea experiențelor oculte amestecate în realitatea obișnuită ne mută în fantastic. Iulie-August 1940. La o masă rotundă, moderată de Monica Lovinescu despre perioada Criterionului, un invitat observase că înainte de Sartre, Mircea Eliade a lansat trăirismul.
Prezent la discuție, savantul Mircea Eliade, primul român ales membru Academiei Britanice la acea dată, în 1972, devenit deja doctor honoris causa a 8 sau 9 universități occidentale, a nuanțat informația difuzată pe unde scurte, amintindu-și de itinerarul spiritual publicat în Cuvântul din 1927. Itinerarul eliadesc în 12 numere cuprindea și texte despre autenticitatea și intensitatea cu care și-a trăit viața filozoful Kierkegaard, părintele existențialismului modern. Cu prilejul mesei rotunde pe tema asociației Criterion, s-a văzut din păcate că Europa liberă nu era din calea afară de liberă. Pentru că numele întemeietorului școlii trăiriste, unica noastră școală de filozofie, a fost complet cenzurat, deși la simpozioanele organizate de criterioniști, filozoful trăirist Nae Ionescu era el mai interesant, conform Petre Țuță. Înainte de a părăsi țara cu destinația Londra, ultimul articol al lui Eliade a fost despre Nae Ionescu, profesor care în 1937 spusese studenților că pătrunderea vieții de dincolo în viața de aici, prezența ei în fiecare moment al istoriei, constituie înțelegerea mistică a existenței. La o săptămână după moartea profesorului, fostul lui asistent scrisese că acesta a restaurat tradiția imperială a învățăturii filozofice. Metafizicianul Nae Ionescu ar fi considerat moartea o trecere a omului într-o altă condiție cosmică și o desăvârșire, căci însemna o apropiere a omului de Dumnezeu. Vezi volumul Mircea Eliade Fire despre Nae Ionescu, crestomație de Gabriel Stănescu, Criterion Publishing 2008. Peste an va consemna în volumul al doilea al autobiografiei, îngrijită de Mark Ricketts, așa apărut în 1988 după răposarea savantului Mircea Eliade, că a fost elevul cel mai bun și preferatul lui Nae Ionescu. Profesorul însă nu i-a putut face o mai mare favoare decât aceea de a-l compromite, ruinându-i viitorul mediu universitar. Nu am devenit profesor universitar în România, dar nici nu am ajuns în închisoare. N-am împărtășit destinul tuturor intelectualilor români, conform Mircea Eliade, 1984. Unui prieten suedez, Mircea Eliade i-a scris pe 14 mai 1958 de răpirea istoricului Aurel Decei de către agenți comuniști la covanta securității antiromânești condusă de generalul NKVD Boris Grünberg, alias Nikolski, alias Alexandru Nicolai din preajma lui Drăghici, ministru fugit la Budapesta în 1990. Este o adevărată tragedie pentru emigrația românească. Pierdem deopotrivă un excelent orientalist și unul dintre cei mai activi combatanți. Vezi întotdeauna Orientul, Iași 2005. La moartea filozofului Lucian Braga, profesorul american Mircea Eliade consemnase într-un articol din Cuvânt un exil scos după cortina de fier de Gheorghe Racoveanu că ocupația sovietică l-a ținut pe Lucian Blaga prizonier în țară, interzicându-i se cărțile, neîngăduindu-i se nici să tipărească altele noi, nici să-și traducă o parte din cele vechi și să le publice în străinătate. Alături de atâtea alte creații românești moderne, opera lui Blaga a rămas îngropată sub o lespede de mormânt. Vezi volumul Mircea Eliade împotriva deznădejdii, București, 1992. Demn de remarcat ar fi că și astăzi, multele volume, de după 1990, cuprinzând gândirea filozofică a lui Nae Ionescu, sunt, ca să zicem așa, îngropate de cei care au confiscat redactarea unor fișe de personalități marcante ale culturii românești din Wikipedia românească, franceză, englezească, etc. În cazul unicului filozof român care a făcut școală,
provocând un interes general pentru propriul univers spiritual, conform Mircea Eliade împotriva deznădejdii 1992, păzitorii sunt mereu în alertă să nu apară în enciclopedia online mai nimic din cele scrise de mine despre gândirea lui Naionescu, publicată în volume elegante de editura Cratera domnului Ion Papuc. După cataclismul arestării filozofului trăirist Constantin Noica, inclus într-un lot de 25 de persoane, printre care și cei ce citiseră Noaptea de Sânziene, apărută în franceză în 1955, cataclism în care a fost reîntemnițat politic și Petre Țuțea sub pretextul vinovăției de a fi citit scrieri interzise, Mircea Eliade a imaginat o povestire axată pe simbolismul morții, a cărui descifrare îngăduie fie o extinție, fie o regenerare, un adevăr incipit vita nova, conform Mircea Eliade, adică trecerea la un nou mod de a fi. Povestirea a fost întâi publicată de George Uscătescu în caietul numărul 12 a revistei de cultură românească Destin, Madrid 1962, apoi inclusă în volumul Nuvele, Madrid 1963. Divizată de Mircea Eliade în 8 părți, împărțirea este de nesezizat în ediția comunistă din 1981, fiind schematizată mult prea simplist de Sorin Alexandrescu. Erorile interpretării sale din 1969 au fost preluate de critici și duse mai departe de fiecare nou doctor în Eliade. Vezi Lucian Strochi, introducere în Fantastic Mircea Eliade, Iași 2004. Prima și a cincea parte a Nuvelei ar avea drept cadru călătoria cu tramvaiul, conform Sorin Alexandrescu, doar în cazul în care se refuză a se vedea că începutul părții a cincea continuă în decorul părții a patra, cu ațipirea la bordel și discuția dintre muzician și babă, acel personaj marcând granița dintre Bucureștiul profan și utopica grădina a țigăncilor. Babei îi povestește coșmarul cu perdeaua sufocându-l. Părțile a doua, a treia și a patra se desfășoară la țigănci. În partea a șasea, Gavrilescu își vede casa, într-a șaptea se întoarce în întunericul fără de luna nopții, condus pe lângă biserică pe o scurtătură la grădina țigăncilor, iar într-a opta o reîntâlnește pe Hildegard, începând împreună o nouă viață în feiericul decor al unei plimbări a gale cu trăsura prin pădure. Dacă n-ar fi auzit-o vorbind cu Pirșaru, Gavrilescu ar fi crezut că visează. Replica iubitei resigilează povestirea. Toți visăm, spuse Hildegard, așa începe, ca într-un vis. Resigilarea este pentru unii atât de deplină încât i-au putut asocia Nuvela Șarpele, crezând în mod greșit că istoria narată în La Țigănci sugerează două realități în existență obișnuită. Vezi Eugen Simion, Mircea Eliade, Nodurile și semnele prozei, Iași 2006. Ori, obișnuita existență profană încetează cu totul când începe neobișnuitul de după moartea trupească, chiar dacă debutează ca într-un vis. Într-o zi, aceste povestiri vor fi traduse în franceză și mă veți judeca aspru că am sacrificat literatura pentru o disciplină aproximativă și agonizantă, istoria religiilor, îi scria Eliade suedezului Vikander pe 7 ianuarie 1964. Tradusă de Alain Guillermou, povestirea La Țigănci a fost cuprinsă în Cahier de Ler, Mircea Eliade de Paris 1978, care a constituit al doilea volum de omagiere a celui ales membru a Academiei Americane de Arte și Științe, în 1963, al Academiei Austriece de Științe, în 1973, al Academiei Regale Berciene, în 1975,
primind în 1976 și titlul de doctor honoris causa al Universității Paris-Sorbonne, iar în 1978 Legion d'Honneur. În convorbirea academicianului Mircea Eliade cu Virgil Iarunca, inclusă în primul volum omagial Myth and Symbol, Studies in Honor of Mircea Eliade, University of Chicago Press 1969, criticul literar spusese că înainte de a cădea în moarte, cădem în primul prag al morții, care ar fi iubirea. Remarca i-a oferit lui Eliade prilejul să precizeze că doar sfinților le este hărăzit darul adevăratei iubiri. Ierunca mai fusese de părere că timpul ar fi personajul principal al scrierilor literare eliadești. Aceasta l-a făcut pe savantul sărbătorit să vorbească de revolta sa împotriva exclusivei dominații și presiune a timpului istoric. El a subliniat ideea că omul dintotdeauna a trăit în mai multe timpuri, diferențiate prin conținutul lor. Timpul pe care îl trăiesc matematicienii când rezolvă probleme de domeniul lor. Timpul lui Gavrilescu ascultând muzică clasică. Timpul omului ce gândește metafizic. Timpul oniric, timpul imaginației și altele. Ca să facă o departajare între literatura publicată înainte ca România să devină o gubernie penitenciară, a put Virgil Iarunca și beletristica scrisă dincolo de cortina de fier, unii critici au mers pe ideea școlărească a unei presupuse discontinuități. Înainte ar fi predominat o literatură inspirată de practici religioase orientale și teme folclorice, apoi un amestec de adevăr și ficțiune, tehnica atingând, vezi Doamne, apogeul în capotopera la țigănci. Alții au crezut că descoperă în romanele de tinerețe o contradicție între metoda psihologică și realistă de scriere și viziunea metafizică a autorului. Ori, romancierul Mircea Eliade clarificase pe deplin problema metodei sale când îi vorbise Monica Ilovinescu despre libertatea infinită de a găsi mijloace de a povesti ceva. 3 ani după căderea cortinei de fier, povestirea la țigănci, considerată arbitrar drept una dintre cele mai reușite nuvele eliadești de unii critici, chiar cea mai desăvârșită, a fost introdusă în manualul de clasa a 12-a. Memorabilul eveniment, care a marcat anul 1993, i-a inspirat un universitar bucureștean comparația între obligativitatea liceenilor de a afla de o opera literară a mitului istoric al religiilor și introducerea în programa școlară a poeziei Lazar de la Rusca, scrisă din oportunism de Dan Deșliu, deputat în Marea Adunare Națională între 1952 și 1957, vezi Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, volumul 4, Galați, 1997. Din titlul unui articol, prelund un gând răzleț din jurnalul inedit, 17 septembrie 1945, 20 octombrie 1971, al lui Mircea Eliade, reieșea că savantul de renume mondial ar fi considerat că a ratat o operă extraordinară. Vezi revista Acolada Statul Mare, numărul 10, 2020. Și nu putea avea decât dreptate. Căci după Nicolae Iorga, adevărata primejdie care pândește orice scriitor nu este alta decât aceea de a ajunge a se simți mulțumit de sine însuși. Notă. O înregistrare de circa 3 minute despre Nicolae Iorga realizată în 2015 preluase în titlu această cugetare a marelui istoric. E o mare primejdie să ajungi a fi mulțumit de tine însuți. La vizionarea înregistrării postate pe 8 septembrie 2020 de pe René Luc despre Lințoiul din Turin, am putut seziza felul cum s-au autodeconspirat asasinului Iorga, ascunși după Traian Boieriu. Acesta, stabilit în Germania Federală,
a fost în mod curios ajutat de regimul polițienesc comunist să-și aducă rude din țară. Încă și mai curios, de câte ori ideologii comuniști aduceau vorba despre cei care l-au asasinat pe Iorga și prilejul se ivea extrem de des. Barbu Teodorescu, a fost asistenta profesorului Iorga, se oferea să le dea adresa lui Traian Boieriu din Germania, ucigaș, nederanjat nici când de comuniști. Descriind supliciile suportate de Iisus Hristos mărturisite de Sfântul Lințoiu din Tura, Père René Luc menționează și smulgerea bărbii fir cu fir, tortură care ar fi fost o pedeapsă evreiască pentru blasfemitori. Se știe că în 1940 regatul României a pierdut o treime din teritoriu prin cotropirea Basarabiei și Bucovinei din nord de către armatele staliniste și prin șantajul care a determinat cederea jumătății de Ardeal, urmată de inimaginabile crime de genocid, printre care și aceea cu steagul românesc bătut pe spinări de români în cuie. Din cauza cenzurii instituite odată cu alianțele militare forțate de împrejurări, nu s-a putut în 1940-41 scrie decât despre crimele minoritarilor comuniști. Vezi volumul Săptămâna Roșie, 28 iunie 3 iulie 1940, carte post-decembristă îndepărtată instantaneu de pe piața cărții de la Chișinău, de ce e interesat să nu se afle adevărul, conform Petru Ursache, omul din Calidor. Crime care au prevestit ororile de mai târziu făptuite în Basarabia și Bucovina de Nord de comunismul sovietic și consemnate de Mircea Eliade în jurnalul portughez, cenzurat la a doua ediție din 2010. Aflând de la magistrați și de la ofițeri refugiați de uciderile mișelești a unor oameni fără apărare, istoricul Nicolae Iorga a publicat atunci în Universo articolul intitulat De ce atâta ură? După ce am văzut înregistrarea lui Père René Luc, mi-am dat seama că smulgerea bărbii academicianului Nicolae Iorga, odată cu asasinarea, a indicat fără putință de dubiu originea etnică a celor din echipa de ucigași, origine bine știută de localnici din Valinii de Munte la vremea oribilului asasinat din 27 noiembrie 1940.